Dragi nativi, azi e doar despre vești bune, nu vă veți putea opri din zâmbit, pentru că veți avea parte de o oportunitate pe care o așteptați de mult timp. Nu vă așteptați la asta, dar iată că visul vostru s-a îndeplinit. Zodiile cu noroc la bani în primăvara lui 2023. Prima dintre ele este berbecul. Nativii din Zodia Berbec sunt persoane extrem de ambițioase care, dacă își pun ceva în gând, nu renunță până nu își duc planul la bun sfârșit. Astrele arată că berbecii vor avea multe lucruri de câștigat primăvara aceasta. Important este să fie consecvenți în ceea ce fac și să nu asculte de părerile celor din jur. Luna aprilie este ideală pentru investiții. În primăvara lui 2023, nativi din Zodia Capricorn vor da tot ce au mai bun pentru a finaliza proiectele în care sunt implicați. În luna martie este posibil ca nativii Capricorn să primească o ofertă bună de job sau o mărire salarială. Luna aprilie va veni cu multe surprize și pentru Capricorn. Au șansa să câștige o sumă considerabilă de bani la care nu s-ar fi așteptat. Potrivit astrologiilor, taurii se pot lăuda cu noroc și din comun primăvara aceasta. Dacă și ascultă intuiția, nativii din Zodia Taur nu au cum să dea greș atunci când vine vorba de investiții. Începând cu luna martie 2023, totul va merge ca pe roate pentru tauri. Luna mai le va aduce mult noroc pe plan financiar, iar taurii vor avea șansa să se afirme cu adevărat. Nativii din Zodia Săgetători au mari șanse să devină bogați primăvara aceasta. Săgetătorii sunt persoane raționale și extrem de calculate atunci când vine vorba de bani. Sunt foarte ambițioși și nu acceptă eșecul, așa că luna aprilie din 2023 este cea mai bună perioadă din an pentru săgetători. Relatează știri de